Bine ați revenit la mobilissimo.ro, tableta este Evolio X8, o puteți câștiga la un concurs, iar jocul este faimosul Siberia. Este un joc de PC din anul 2002, care a fost portat pe Android și pe iOS. Noi îl testăm pe această tabletă, după cum vedeți am ajuns la sfârșitul jocului. Pentru a controla personajul principal, adică Kate Walker, facem dublu tap pentru a alerga, vedem aceste lupe pentru zonele în care putem să intrăm. Este un joc de aventură, un joc point and click, cu o grămadă de locuri de explorat, obiecte de luat și puzzle-uri de rezolvat. După cum spuneam, am ajuns la finalul jocului, am dorit să vă arătăm această zonă și apoi să vă arătăm începutul jocului, câteva puzzle-uri și câteva aspecte interesante. De-a lungul călătoriei sale, Kate Walker, care e un avocat, va putea folosi o grămadă de obiecte. Și iată aceste obiecte despre care vorbeam, tot felul de șurubelnițe, documente, statuete, jucării, chiar și un telefon. Puteți să sunați la birou, diferite personaje care vă pot ajuta. O să vedeți că povestea se complică. Kate Walker are și un logodnic care o înșeală, vorbește cu ea la telefon. Apropo, jocul Siberia, Siberia 1, costă $5 în Play Store, îl găsiți chiar acum, sunt sigur că o să apară și Siberia 2. Acum o să aveți o discuție cu un personaj și veți pleca să căutați mamuți. Dialogurile sunt foarte lungi, este un joc cinematic. Toată acțiunea se învârte în jurul apăsării pe ecran și rezolvării de puzzle-uri. Reține și pe uneori jocul nu răspunde la comenzi, în momentul în care apăsăm pe ecran și pur și simplu nu răspunde. Putem să ne mai plimbăm pe aici. Iată și un apel folosind acel telefon de mai devreme. Ok, am ieșit din joc, acum intrăm din nou pentru a vă arăta începutul său. Ați văzut, am ajuns la final, l-am găsit pe Hans, a semnat actele. Povestea e simplă, suntem un avocat, Kate Walker, trimis într-un oraș pentru a vinde o fabrică. Aflăm că proprietarul fabricii a murit. Ok, ștergem sesiunea și o luăm de la zero. Iată și faimosul creator al jocului, Benoît Sokal, a creat Siberia 1 și Siberia 2 și se lucrează și la Siberia 3, care va apărea la anul sau în acest an. Totul începe în Valea d'Ilaine, în Alpii francezi. Aici sosim, încercăm să cumpărăm fabrica, ne întâlnim cu niște personaje ciudate, cu niște roboței numiți Automaton. Ajungem în Rusia la un moment dat, în câteva orașe comuniste. Rezolvăm puzzle-uri creative, cu tot felul de rotițe și tot felul de mecanisme interesante. Iată și un filmuleț. Este un joc din 2002, după cum am spus. Și iată cum se realizează explorarea. Dacă vedem o mânuță pe ecran, putem să apăsăm pentru a lua acel obiect, în acest caz un pliant. Informațiile sunt foarte interesante. Este vorba despre o broșurică. Dacă vedem o lupă, putem să explorăm. Așa că trebuie să mergem la recepție, dacă tot nu putem căra valiza, și să chemăm pe cineva. Evident și aici este o invenție. Luăm o cheiță, intrăm în inventory, selectăm cheița și o punem la acest roboțel. Cam așa funcționează toate puzzle-urile din joc. Apăsăm pe buton. Și va veni recepționerul. Acest joc este un clasic, a avut foarte mare succes în 2002, a luat multe premii, a fost considerat jocul anului. Hello.
luggage up. The luggage? Please do it. So you're the American one? Foarte mult dialog, după cum am spus. Excuse me? Would you quiet down? Oh, sad. That's enough. Iată-l și pe Momo, un alt personaj, un băiat cu probleme speciale, dar care ne ajută să rezolvăm câteva puzzle-uri interesante. Cel mai cuceritor personaj din acest joc este Oscar, un robot pe care trebuie să-l asamblați de-a lungul la multe misiuni, îi căutăm picioarele, mâinile și el are un dialog foarte interesant, are conștiință de sine aproape. Cel mai bun aspect la acest joc, după grafică, este voice acting-ul, personajele sunt foarte bine redate de către actorii vocali. Ce mă deranjează este aspectul de autosaving, jocul autosalvează imediat, nu puteți să vă întoarceți să jucați capitolele. Iată, am primit și poșta. Din nou apăsăm pe acea mânuță pentru a citi documentul. Am luat și faxul. Și hai să folosim și telefonul. Unul dintre puzzle-urile din acest joc implică să faceți un cocktail, la un moment dat veți suna la recepția unui hotel și vi se va dicta o rețetă de cocktail, va avea gheață, curaçao, vodka și lămâie. Apoi trebuie să luați o partitură muzicală, fiecare notă fiind asociată un ingredient, apăsați pe clape, se vor turna ingredientele și se va realiza cocktailul. Acesta este doar un exemplu de puzzle. Foarte multe puzzle-uri aici, majoritatea bazate pe rotițe și alte mecanisme de acest gen. Atmosfera este foarte plăcută, este o atmosferă steampunk. Inițial jocul a fost realizat de către Microids și Benoit Sokal. Acum am văzut că în Play Store apare sub forma realizării de către firma Anuman, probabil că a fost cumpărat de către acea firmă. Pe iOS îl găsiți sub emblema Big Fish Games. Acest joc costă, după cum am spus, $5, are o muzică foarte bună. Iată, atunci când avem un dialog, putem să selectăm mai multe opțiuni despre ce să vorbim. Ok, mai punem niște întrebări. Iată, s-a oprit și ploaia între timp. Thank you. At your service. Și acum ieșim pe afară să ne plimbăm, dacă tot s-a oprit ploaia. Și vedem și orașul Valadilen pentru prima oară. După cum am spus, muzică foarte bună, atmosferă plăcută. Actori vocali foarte buni. Așteptăm cu nerăbdare și Siberia 2 să apară. Aici am ajuns la casa unui notar. Pentru a intra aici trebuie să punem faxul în mâna acestui robot. Și să facem robotul să-l citească. Pentru ca notarul să-l vadă în biroul său și să ne permite să intrăm. Iată, am primit permisiunea de a intra, după ce a văzut faxul notarul. Vedeți că mai este o mânuță aici, spuneam să putem să mai luăm o foaie. Am găsit și o cheiță acolo în spate, dar trebuie să vorbim cu notarul întâi.
Din nou un dialog foarte lung. Ok, acum să dăm mai încet pentru a trage concluziile. Jocul se numește Siberia, îl testăm pe Evolio X8, tabletă pe care o puteți câștiga chiar voi. Este un joc din 2002, un adventure game, point and click, aș putea spune. El costă $5 și îi dăm o notă perfectă de 10 din 10, pentru că jocul este un clasic, a luat 10 și în 2002. Încă e a 10, are o poveste fantastică, voice acting fantastic și muzică foarte, foarte bună. Nota 10 din 10 la Mobilissimo, pe tableta Evolio X8. Ne-a plăcut foarte mult jocul și îi recomandăm cu cea mai mare căldură. Cred că este primul 10 din 2014, este un 10 bine meritat. La revedere!